Stimați prieteni, eu cred că astăzi toți de noi au venit la această ședință cu un sentiment de neîmplinire, de amărăciune, fiindcă în țara noastră, timp de 2 ani de zile, oamenii care sunt votați de cetățenii acestei țări nu sunt capabili să se așeze la masă, să caute și să se propună soluții pentru această țară. Dacă noi am fi trăit într-un stat unde curge petrolul, gaze, lucrează industria, eu cred că clasa politică putea să-și permită lejer să vină la această ședință, să se vinuiască unul pe altul. Dar noi trăim într-o țară săracă, noi trăim într-o țară divizată, noi trăim într-o țară încă care nu și-a definit strategia de dezvoltare. Unii se consideră într-un fel, alții în alt fel. Și în această țară, timp de ani de zile, lupta politică devine tot mai înverșunată și mai înverșunată. Eu mă gândesc că 20 de ani ne este de ajuns să învățăm lecția democrației. Lecția democrației înseamnă înțelegerea mediul în care noi trăim și activăm și încercarea de a face ca lucrurile să meargă în țara noastră proprie mai bine decât ieri și decât altăieri. Noi pe locuri ne bucurăm că acumulăm această experiență. Noi ne bucurăm că nici partidele de dreapta și nici partidele de stângă nu mai sunt acele care erau acum 20 de ani în urmă. Dar noi ne întristăm, în orice caz eu vorbesc de mine, că experiența care noi o acumulăm și înțelegerea pe care noi o simțim și în discuțiile noastre, așa, în doi, noi conștientizăm aceste lucruri. Însă când ne adunăm aici în plin, când deja noi reprezentăm grupul nostru, fiecare cu partidul lui, fiecare vine și cu învinuirile lui, și cu viziunea lui, și cu concepția lui. Și nici de cum noi nu toți împreună. Domnul Voronin acum a spus că noi cumva trebuie să terminăm chestia asta, guvernare-opoziție. Eu aș fi de acord ca noi să terminăm. Însă guvernare-opoziție este o formulă clasică de concurență politică. Concurență de idei, concurență de proiecte, concurență de viziuni. Și în urma acestei concurențe, noi aici, în interiorul Parlamentului și societatea, are posibilitatea să compare ce e mai bine, ce e mai prost pentru noi, pentru viitorul nostru comun. Dar, stimați prieteni, să folosim această experiență a noastră de 20 de ani. Cât se poate noi să ne învinuim așa unul pe altul și să ne prezentăm la microfoane și în fața camerelor ca patrioți a acestei țări, dar în realitate nu facem nimic ca problemele acestei țări să se termine. Noi nu facem nimic ca aceste probleme să se termine și să oferim o șansă și o perspectivă pentru țara noastră. Și o perspectivă pentru țara noastră. Eu înțeleg că se râd tare aceia care n-au cultură politică. În situațiile în care suntem noi, noi toți trebuie să plângem încet, dar să ne gândim ce putem noi să facem pentru viitorul acestei țări. Guvernarea și opoziția întotdeauna are misiunea să concureze între dânsele. Dați oameni buni! Dați oameni buni să votăm, să votăm, să avem un președinte
Pentru asta trebuie să ne așezăm la masă, să discutăm, să vedem care sunt pretențiile opoziției față de guvernare. 2 ani de zile noi suntem în dezbateri, țara este, șchiopătează pe un picior, merge înainte și noi tot nu spunem acest adevăr până la capăt. De aceea, stimați prieteni, noi acceptăm regulile. Noi nu acceptăm, eu personal nu accept comunismul și anticomunismul ăsta primitiv, care de fapt s-a transformat într-o afacere foarte profitabilă. Unii din dreapta vorbesc de anticomunism și cei din stânga se fac că, uite, noi suferim din cauza asta. Este o luptă falsă, o luptă pentru dividende politice și nu are nimic comun cu realitățile acestei țări, cu problemele reale a acestei țări. De aceea, ca să nu încalc acest regulament, eu cred că din toate sesiunile parlamentare a țării libere și democratice care se numește Republica Moldova, sesiunea actuală este principial importantă. Este principial important pentru soarta țării, nu pentru soarta deputaților care stau aici. Unii dintre ei s-au aranjat și nu o să aibă probleme. Dar oamenii care stau și așteaptă de la noi decizii, ei trăiesc mai prost și mai prost și mai prost. Eu vă chem ca noi să ne gândim la acești oameni, la această țară, la soarta compatrioților noștri, să hotărim în realitate problemele acestei țări. Eu vă doresc succes pentru această sesiune. Mulțumesc!